Târgul Produs de Cluj se află în acest weekend la Câmpia Turzii. Timp de 3 zile, vizitatorii vor putea cumpăra produse tradiționale de la producătorii autohtoni și vor avea parte de momente muzicale oferite de artiști cunoscuți din Ardeal. Organizatorii promit distracție și voie bună pentru toate vârstele. Târgul Produs de Cluj s-a mutat în Parcul Municipal din Câmpia Turzii. Peste 50 de producători și artizani clujeni și-au adus marfa pe tarabe, iar organizatorii au pregătit mai multe activități cultural-artistice pentru aceste zile. Este un eveniment de promovare a produselor tradiționale și a meșteșugurilor populare. Încercăm să promovăm tradiția, valoarea și cultura județului Cluj. Sunt foarte, foarte multe produse. Toate sunt la prețuri de producător, sperăm să fie accesibile pentru toată lumea. Am pregătit și 3 zile de spectacole folclorice cu tineri interpreți de la Cluj, dar și cu nume mari interpreți consacrați care sunt foarte așteptați aici la Câmpia Turzii. Avem și o zonă de gătit în aer liber, parc de distracții, ateliere de sculptură în fructe și legume, spectacole de magie pentru copii. Ce mai cred că avem de toate pentru toată lumea. Sperăm doar să avem 3 zile cu soare și să ne ajute Dumnezeu să fie totul extraordinar. De la preparate tradiționale până la obiecte de îmbrăcăminte și accesorii, toate pot fi găsite la Târgul Produs de Cluj, iar acestea se vând la preț de producător. Printre cele mai căutate bunătăți se numără dulciurile, mierea și carnea de porc. Am venit cu carne de porc sărată și afumată, produse tradiționale, avem atesta de produs tradițional. Sunt afumate naturale și folosim doar condimente naturale la ele. Sunt căutate, dacă sunt bune și gustoase, cu siguranță clienții vin. Sunt produse de casă, ciocolată cu unt de cacao, cu zahăr sau fără zahăr, dietetică testată și pentru diabet, rovegane, cereale, fondante cu rețetă foarte veche, caramele la fel cu rețetă foarte veche. Ce se caută cel mai mult? Să știți că la mine se ciugulește din toate câte puțin, din toate se ciugulește. Produsele sunt foarte bune, clienții se întorc și ei îmi spun că sunt într-adevăr bune, pentru că noi ceea ce spunem, acel găsește în interior. Noi vă așteptăm la târg aici, la Produs de Cluj, la Câmpia Turzii, cu produse din miere, cu multă miere, cu produse apiterapeutice, formate din amestecuri de miere, polen, propolis. O noutate foarte interesantă care o avem este propolisul disolvat în apă, un spray foarte bun în perioada aceasta pentru gâturile noastre afectate de aerul condiționat, de multă înghețată și bere rece, așa că vă invităm aici să beți bere și după aceea să veniți să vă dăm spray de gât. Avem produse de imunitate, avem siropuri presate la rece cu miere, propolis, siropuri de anemie cu coacăsă, cu ghimbir, cu cătină, cu ridiche. Iar primii clienți nu au întârziat să apară. Oamenii au venit să cumpere produse tradiționale încă de la deschiderea târgului. Și cumpărat? Da, am cumpărat miere, am cumpărat ceva așa pentru copii, bunătăți, da. M-a atras atenția. Mierea, că văd că sunt diverse. La mare căutare sunt și costumele tradiționale. Doamna Elvira are comenzi chiar și la târg. Am adus costume populare, diferite mărimi, diferite culori. Ce se caută la aceste târguri? Acum se caută iile, în general, cât mai subțiri, cât mai colorate, cât mai ieftine. Târgul Produs de Cluj este deschis în acest weekend la Câmpia Turzii între orele 9-22. Pe lângă cumpărături, vizitatorii Târgului Produs de Cluj vor avea ocazia și să savureze gustoasele preparate pregătite la grătar și să urmărească spectacolele folclorice susținute de artiști de renume din județul Cluj.